Încep cu Ștefan Mușat, un fotbalist care a apărat un penalti în această partidă. Ștefan, penaltiurile, specialitatea casei, în cazul tău? A fost și în finala Under 19, l-am simțit dinainte unde o să bată, știam bine că o să dea în dreapta și am intervenit cum trebuie. Cum te simți aici la Steaua? Mă simt foarte confortabil și bine. M-au primit foarte bine băieții, antrenorul și toată echipa și sper în continuare să avem o grămadă de reușite și să promovăm. Cum ți se pare lotul în acest moment la Steaua? Lotul echipei este un lot foarte valoros, cu mulți jucători, foști jucători în Liga 1 și Liga 2 și aș zic că avem șanse să facem o figură frumoasă. Daniel Oprița își dorește foarte mult să întâlnească și o echipă din Liga 1 în Cupa României. Cum ar fi să jucați cu Viitorul? Ar fi niște orgolii, cred că, dar acum suntem adversari, chiar dacă suntem împrumă de la clubul nostru mamă, dar asta este. Ne vom bate de la egal la egal. Da, mulțumesc frumos, îl iau și pe Antonio Vlad la interviu. Tu cum ai, știu că Ștefan a început fotbalul în Constanța, tu la ce echipă ai început fotbalul? Am început fotbalul la Farul Constanța. 3 ani și după mi-am continuat cariera 11 ani la Viitorul, sunt de când, din prima zi. Acum. Cum a venit această ofertă de la Steaua și cum ai reacționat? Cum să reacționez? Eram bucuros că este Steaua București, este o oportunitate și vreau să dau tot ce mai bun aici. Da, cum te simți, cum te-au primit colegii aici? Din prima zi m-am acomodat, sunt mulți jucători cu experiență și îți dau multă încredere și mă simt bine aici, la București. Care ar fi punctele tale forte? Am văzut că participi foarte mult la faza de atac. Astăzi ai reușit o acțiune foarte frumoasă. L-ai supărat un pic pe Daniel Oprița pentru că își dorea să centrezi în fața porții. Da, am fost puțin egoist, dar pe viitor voi fi mai altruist ca să câștige echipa. Că asta e important, să câștigăm. Cum se pare grupul de la Steaua și ce crezi că puteți reuși în acest sezon, atât în campionat cât și Cupa României? Este un grup foarte bun, multă experiență, jucători valoroși de Liga 1, Liga 2 și sper în Cupa României să ajungem cel puțin în sferturi și să promovăm în Liga 2. Mulțumesc frumos și multă baftă vă doresc amândurora, atât de la complexul Ghencea. Ne revedem miercuri la partida cu Ulmul.